Și de când autoritățile din China au confirmat prezența virusului mortal, impactul a fost tot mai accentuat și asupra piețelor financiare. Care este riscul în economia globală, ne spune chiar acum colegul meu, Sergiu Voicu. Bun găsit, Teo. Este important să ne uităm la efectele economice la nivel mondial provocate de coronavirus, responsabil pentru pierderi de sute de miliarde de euro în economiile de pe mapamond, dar și de decesul a sute de persoane. Piețele asiatice au început luna februarie pe o scădere puternică. Astfel, principalul indice din China, Shanghai, are o scădere de aproape 8%. Un virus cu efecte negative mari ce a redus pofta de risc a investitorilor, dar a și ridicat îngrijorarea cu privire la impactul economic al epidemiei. Yuanul a fost cotat și el la cel mai redus nivel din acest an. Prețurile fierului, a petrolului și a cuprului tranzacționate la Shanghai au scăzut cu 1% maxim permis zilnic, ceea ce va aduce, desigur, și un declin al prețurilor pentru aceste mărfuri la nivel mondial. Izolarea Chinei pe fondul epidemiilor afectează întreaga lume. Din punct de vedere economic, ne uităm în primul rând către firme, care sunt motorul tuturor economiilor. Marile companii aeriene și-au suspendat zborurile. Apple a declarat că va închide toate magazinele și birourile din China până pe data de 9 februarie. Același colos tehnologic cu 10.000 de angajați în China ia în calcul să oprească și fabricile care produc componente acolo. Brandul de îmbrăcăminte Levi Strauss, dar și brandurile din domeniul alimentației McDonald's sau Starbucks se numără și ele printre brandurile internaționale care au închis împreună mii de puncte de vânzare din întreaga China. Mai sunt porți închise și la unele dintre marile fabrici chineze în care se fac componente auto sau se ansamblează produse pentru Tesla și chiar pentru Toyota. Alte companii își mută angajații din China până la jumătate de an, iar altele au cerut angajaților să lucreze pe cât este posibil de acasă, o perioadă. Efectele produse de coronavirus se văd și dincolo de fabrici și companii. O estimare a costurilor crizei provocate de coronavirus este imposibil de dat acum. Ce așteptări putem avea este să vedem șomajul și inflația la cote foarte, foarte mari. Discutăm despre acest subiect cu analistul financiar Claudiu Cazacu, în direct la Digi24. Domnule Cazacu, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc! Domnule Cazacu, ce efecte vedem pentru relațiile comerciale dintre România și China? Vedem o ramificație a acestei încetiniri a economiei chineze care se vede. Până la urmă, autoritățile se pregătesc, se pare, să revizuiască ținta de creștere pentru anul acesta, ceea ce ar fi normal, cu toate că s-a anunțat o injecție de lichiditate uriașă din partea Băncii Centrale a Chinei noaptea trecută pentru a potoli piețele. Cu toate astea am avut un minus 7 și ceva, aproape minus 8% pe Shanghai Composit. România, în mod direct, n-am putea spune că ar avea o lovitură puternică, dar în mod indirect nu putem să fim izolați de ceea ce se întâmplă în lume, până la urmă. Avem parteneri comerciali importanți în Europa, din China importăm. Deocamdată cred că trebuie să vedem cât de mult va dura această situație de limitare a producției, oprire pe anumite segmente, limitare pe altele. Știm că Huawei continuă să producă și anumite sectoare considerate strategice în China operează, dar asta e ceea ce se întâmplă acum. Dacă criza se va răspândi, probabil că și acolo vom avea probleme și încetul cu încetul problemele se vor răspândi și vor crește exponențial dacă vor apărea lipsuri de piese de schimb, de subansamble, de componente, pentru că într-o economie globală, uzinele din China produc nu doar bunuri finite, ci produc componente și subansamble care sunt după aceea integrate sau preluate de către fabrici din Statele Unite, din Europa și nu numai. Și inclusiv din România. Dar situația aceasta de pe piețele financiare se va agrava sau se va tempera în perioada următoare? Cam ce așteptări am putea să avem? Este întrebarea de un miliard de dolari. Cred că piețele sunt în momentul de față în încercarea de a pune un preț pe pierderile deja acumulate, dar nimeni nu știe exact ce se va întâmpla. Am văzut niște muguri de speranță astăzi și o anumită revenire față de, cel puțin, de minimele din sesiunea asiatică pe piața de capital americană și o scădere pe active de refugiu, cum ar fi aurul.
Pentru că sunt în lucru niște tratamente, sunt niște nume din farma, din zona de farmaceutice care lucrează la niște tratamente, dar tratamentele sunt una și un vaccin este cu totul și cu totul altceva. Deci există o nervozitate, dar și un sentiment că pe termen scurt lucrurile se pot stabiliza, dar termen scurt înseamnă una, două, câteva zile, vorbim de stabilizare. După aceea, cred că marja de siguranță se absorbe foarte rapid și dacă nu vedem o liniștire a numărului de cazuri sau a ritmului de creștere, aș putea spune, putem uita la o scară logaritmică, și există un pic de speranță în acest sens, dar e mult prea devreme. Dacă nu vedem o liniștire a creșterii numărului de cazuri, probabil că mai avem din nou presiune semnificativă de vânzare în piață. Mulțumesc frumos, Claudiu Cazacu, în direct la Digi24. Vedem așadar, coronavirusul a perturbat lanțurile de aprovizionare și a limitat și tot ce înseamnă călătoria de afaceri și turism, componente cu pondere importantă asupra creșterii economice din China și pentru partenerii comerciale ai acesteia. Pentru a reduce panica, Banca Centrală Chineză a injectat astăzi în piață lichidități de 1200 de miliarde de yuani, adică aproape 174 de miliarde de dolari. Citigroup și-a revizuit prognoza pe întregul an pentru creșterea PIB-ului din China la 5,5% de la 5,8% cât era estimarea inițială. Acțiunile din Filipine și Hong Kong au înregistrat scăderi ale acțiunilor regionale și cele două piețe vedem că au scăzut cu aproximativ 7,9% respectiv 6,7% în ianuarie. Unii analiști spun că apetitul pentru acțiuni asiatice rămâne slab pe termen scurt, dar că piețele de capital își vor reveni la o privire dacă ne uităm mai degrabă pe termen mediu și pe termen lung. Știrile importante vor reveni cu Teodora Tompea imediat.